În condițiile în care Rapid a promovat pe plan sportiv, speranțele Piteștiului de a colabora cu FC Clinceni se leagă de respingerea memorialului pe care îl vor face bucureștenii la TAS. Primarul Tudor Pendiuc a declarat că s-au purtat discuții și în ultima perioadă cu oficialii grupării din Clinceni. 99,99% eu cred că se va realiza treaba asta. Însă tot au tot felul de zvonuri cu TAS-ul, cu Rapidul. Evident că noi nu vrem, Doamne ferește, să urcăm în divizia națională călcând pe Rapid, peste Rapid, sub nicio formă. Dar dacă legea spune că nu are, neavând licență, nu poate promova, atunci sigur că trebuie să luăm locul. Ideea este următoarea. Dacă intrăm în divizia națională, nu intrăm ca să ieșim anul viitor. În contextul în care orașul Pitești nu a contat în fotbalul românesc în ultimii ani, rămâne de văzut în ce măsură acest nou proiect va fi gândit într-un mod mult mai profesionist.